Salutare și bine v-am găsit la unboxing-ul plăcii de bază Asus P8H61M LX3 Plus R2.0 sau, mă rog, revizia a doua. Un nume complicat, știu. Haideți să vedem ce avem în cutie. Avem plăcuța noastră. Două cabluri SATA, backplate-ul, ghidul utilizatorului și Quick Start Guide. Haideți să vedem cum arată mai exact placa și ce facilități ne oferă. După cum observați, placa noastră este așezată într-o pungă antistatică care nu este sigilată. Avem 24 de pin pentru alimentarea plăcii de bază. Avem 4 pin pentru alimentarea procesorului. Socul procesorului. Un PCI Express. 2 PCI Express X1. 4 SATA, iar în spate avem două PS2-uri, un VGA, 4 USB 2.0, Gigabit LAN și sunet de tip 5.1. Încă o dată, aceasta este placa, ghidul utilizatorului cu driverele, cele două cabluri SATA 2 și un backplate.